te-a cerut de nevastă. Mai să știi că a fost un episod așa foarte emoționant. Uite că mă trec acum așa toate emoțiile când îmi aduc aminte. Era la campionatul european de scrimă în Franța. Nu știam absolut nimic, nu se pusese niciodată problema. Noi locuiam împreună, ca orice cuplu modern, niciodată nu mă visase, mă rochie de mireasă, deci toate colegele mele trecuseră de etapa asta în echipă. Și uite cum m-am trezit eu, chiar în ziua în care am câștigat medalia de aur împreună cu echipa la campionatul european, cu domnul Popescu, în camera de hotel. Eu neștiind nimic ce s-a întâmplat, ce au pus la cale el împreună cu mama, cu toți colegii mei, practic toată lumea fusese complice. Și a apărut el așa, în fugă mi s-a părut mie, cu un inel. Și asta a fost. Răspunsul a fost da. Și un an mai târziu, iată-mă în fața altarului, devenind doamna Popescu. Singura diferență, să știi, între doamna Brânză și domnișoara Brânză și doamna Popescu este faptul că Brânză este doar vicecampioană olimpică, Popescu, uite, în scurt timp a devenit campioană olimpică. Asta e diferența. Cum ți-a rămas numele în buletin? Popescu. Popescu. Mie așa mi s-a părut normal, știi? Plus că părinții mei au fost darnici cu prenumele Ana Maria Florentina, da? Plus Brânză și Popescu, crede-mă că știi, în fiecare formular ai probleme. Când ai un nume mai lung, îți dai seama ce ar fi însemnat, trebuia să... N-aveai spațiu. N-aveam spațiu niciodată, exact, exact. Și așa am preferat. Și pe costumul de scrimă, deși să știi că la prima competiție la care am participat sub numele de Popescu, stăteam foarte liniștită în tribună. Arbitru deja răgușise de cât m-a strigat, inclusiv crainicul Sălii striga și eu stăteam foarte relaxată, dacă nu era Brânză, exact. În momentul în care m-a zărit în sală, arbitru a venit la mine și m-a întrebat, tu chiar n-ai de gând să apar pe plan și ce se întâmplă cu tine? N-am auzit, nu credeam că pe mine mă strigați. Vezi că te cheamă Popescu, dacă ai uitat. Ah, ok, gata. M-am prezentat și am mers mai departe. De atunci m-am obișnuit.